Pe timp de iarnă, Inspectoratul de Poliție Județean Olt vă recomandă să vă planificați din timp călătoriile, să vă interesați de condițiile meteorutiere existente pe traseul ce urmează să-l parcurgeți și să verificați starea autovehiculului. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite, Poliția Română recomandă de asemenea șoferilor să păstreze în mers o distanță suficient de mare între autoturisme. Dacă partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, măzgă sau zăpadă, trebuie să circulați cu o viteză care să vă permită să opriți în siguranță. Folosiți cu precădere frâna de motor atunci când rulați pe un carosabil alunecos. Nu efectuați depășiri riscante. Reamintim că utilizarea învelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele căror greutate depășește 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Folosiți luminile de întâlnire și pe timpul zilei, mai ales în condiții de vreme nefavorabilă. Curățați în permanență farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului. Asigurați buna funcționare a ștergătoarelor de parbriz și folosiți corespunzător instalația de ventilație climatizare. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte și se va reține certificatul de înmatriculare înregistrare al autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.